găsească faptul că nu avem depus un timbru să ne întoarcă înapoi. Să aibă un avocat bun, probabil, care să găsească tot felul de chichițe. Sau un avocat bun, da, exact, tot felul de chichițe, tot felul de respingeri, când legea este foarte clară și ar fi trebuit atunci, pe loc, să spună cineva: stați, nu se poate, nu tăiați, nu distrugeți, haideți să vedem ce se întâmplă aici. Nu, ei se grăbesc așa de tare să taie, să toarne beton, să, efectiv să toarne stâlpi de jumătate de metru etrierii și stâlpul de metal făcut ca pentru construcții de bloc. Și în, într-adevăr, în actele lor, în autorii, în conținutul proiectului de construcție este pomenit de strada Vasile Lupu 110, strada Vasile Lupu 86, strada Vasile Lupu 104. Noi nu mai înțelegem unde trebuia să fie construcția asta. Adică, de fapt, domnul Spân, anumite greșeli chipurile funcționarilor probabil că au fost gândite și ca să poată fi speculate în justiție. Ca să vă dau așa un caz de mic detaliu la ce se pretează. M-am uitat și eu pe documentația depusă de arhitect. Face estimarea lucrărilor. Estimarea era în jur de 3 miliarde sau cât... 3.300 fără TVA, 4 miliarde cu tot cu TVA. Așa. Autorizația care e plătită la primărie pentru suma de 1 miliard 950. Deci, ca să nu plătească... 1.930 de lei. E un quantum, e 1% din valoare. Ca să nu plătească, hai să spunem, 300.000 de lei, a plătit 195.000 de lei. Deci aici am ajuns inclusiv la șmecherii de genul ăsta. Dar... hai să vedem cum mai sunt în țara asta respectate instituțiile statului. Pentru că aici, în afară de acele cereri trimite în judecate, mai avem aici un proces verbal de inspecție relativ la o societate comercială, cea care construiește. Sece Bircomex SRL Iași. Știți ce e foarte surprinzător? Această firmă nu are în obiectul de activitate construcțiile. Nu are. Am înțeles că lucrează la penitenciar și din cauza asta, având un protocol, pentru că face lucrări și acolo, și a avut un protocol cu cei de la conducerea penitenciarului să folosească deținuți în construcții, și eu nu știu dacă oamenii ăia, când îi trimit aia de la penitenciar, știu la ce se duc, pentru că deținuții n-au voie să facă orice fel, nu-l iei pe deținutul care săracul... Bun, dar se face totuși în baza unui contract, nu cred. Da, dar dacă ai contractul ăla că deținuții mă duc să-i folosesc la prășit cartofi, da? Și vine ăla, domnule, eu nu știu că eu dus la prăși cartofi, eu dus la ridicat o construcție și l-a urcat la etajul 3 pe schelă, fără cască, fără echipament. Bun, de protecție. Bun, că mai avem foarte puțin. Dar aici uitați-vă ce spune. Deci, continuă lucrările, ignorându-se măsura de oprire dispusă de proces verbal întocmit anterior. Și cere, va seza organele de urmărire penală, deoarece continuarea executării infracțiune. Deci după ce au luat la cunoștință de acest lucru, că n-au vrut să semneze această firmă, ei au continuat și a doua zi după ce s-a întâmplat acest lucru. Asta spun, că toată lumea pare să dea dreptate, să spună, domnule, ceva nu e în regulă, dar totuși lucrările se continuă și lucrările, știți cum continuă, o singură aspect. Deci, în forță, domnul Cheșcu a chemat o PGM-ul să îl sprijine pentru a intra în posesia terenului. O firmă de pază. O firmă de pază. Acea firmă de pază Au fost incidente. Au ajuns cu salvarea la spital oamenii, au agresat cu falca ruptă, cu picioare rupte, pe trotuar. Pe trotuar. Nu se poate să ne pună pumnul în gură în acest mod. Domnul Ghețău, era o doamnă de 87 de ani, n-are timp, doctoriță, medic, care locuiește acolo și mi-a spus așa, cu tremurător: dom'le, eu am plantat unul din copacii aia, mă doare inima când i-a tăiat. Și m-a dat un zrahon din ăla cu capul de un, cum se cheamă, copac. Aici am ajuns. Lucruri absolut incredibile, noi ne facem datoria și chiar vă felicit pentru că aveți simț civic și ați sesizat. Își vom merge în continuare, sper ca corpul de control, într-adevăr, să mulțumim, Nicșan și Melinte. Și e bine ca toți oamenii, asociații de locatari, să nu se lase călcați în picioare, indiferent din ce zonă ar fi, pentru că mai mult ca sigur sunt zeci de oameni gen Cheșcu în Vrem să mulțumim Iași. Și domnului deputat și dumneavoastră faceți auzită. Păi, e treaba lui că e acolo în colegiu. E adevărat. Nu mai mulțumiți, dar altfel nu ne aude nimeni. E un cap, e datoria mea. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, mulțumesc și noastră pentru atenție. O seară bună.